Bolnar, dacă ar fi să mai descriem tabloul COVID în România la acest început de săptămână, iată, avem 8 cazuri de îmbolnăviri cu varianta Omicron. Sunt curios să văd cum o să evolueze situația, pentru că la nivel internațional nu pare atâta îngrijorare în legătură cu această turbină. Și asta pentru că nu dă niște simptome extrem de grave, așa cum o făcea Delta. E de urmărit oricum, noi avem foarte multe relaxări în perioada sărbătorilor. Să vedem. Nici teste în școli nu mai avem. Da, chiar, corect. Dar în grădinițe sunt. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la prima oră. De care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Casio Candra Tulcea, un copil de 13 ani, a fost împușcat din greșeală de un polițist în timpul unei urmăriri în trafic. Băiatul și-a dat seama abia acasă că este rănit și a fost dus de urgență la spital. O femeie din Galați a găsit în beciul casei sale trupul unui bărbat dat dispărut în urmă cu 2 săptămâni. Acesta avea ambele picioare fracturate. Este așteptat rezultatul autopsiei pentru a se afla cu exactitate cauza morții. Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe localități de pe Valea Prahovei. Oamenii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza apelor care curgeau de pe versanții. În Sinaia s-au produs mai multe alunecări de teren. Și noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron. 4 sportivi care s-au întors din Africa de Sud și un bărbat venit de curând din Nigeria au fost depistați pozitiv. În total sunt 8 români infectați cu noua mutație a virusului. Moarte suspectă într-o comună din Galați. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost găsit mort în beciul unei case la 2 săptămâni după ce fratele său anunțase dispariția acestuia. O femeie, proprietara casei, a fost cea care a făcut descoperirea macabră și a alertat poliția. Bărbatul avea ambele picioare fracturate, iar acum se așteaptă rezultatul autopsiei pentru a se afla cauza exactă a decesului. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Un copil de 13 ani a fost la un pas de moarte după ce un glonț tras de un polițist l-a aricoșat și l-a lovit. Incidentul a avut loc în comuna tulceană Turcoaia, în timp ce oamenii legii urmăreau un șofer băut și fără permis. Polițistul a tras în total 10 gloanțe, iar unul dintre ele l-a nimerit pe suspect în gleznă, iar altul a aricoșat din asfalt și l-a lovit pe băiat. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Trage foc de armă! Poliția! Trage, bă! Poliția trage după rale! Polițiștii au tras focuri de avertisment în aer, dar și în direcția fugarului, după ce bărbatul de 27 de ani a refuzat să oprească la filtrul polițiștilor. Uite poliția! Filmi, bă! Filmi, bă! Trage! Nu l-a prins! Trage, auzi! Unul din polițiști a efectuat foc de avertisment în plan vertical și ulterior asupra persoanei în cauză, provocându-i leziuni la nivelul gleznei unui membru inferior. Unul din gloanțe a fi ricoșat, lovind un băiat de 13 ani. Șoferul a fost preluat de o ambulanță și transportat la unitatea de primire urgențe de la Brăila. Este vorba de un tânăr de 27 de ani, prezentând plăgi împușcate la nivelul gambei și coapsei. Ținând cont de patologia traumatică asociată, a fost trimis la ortopedie, la corpul B al spitalului nostru, unde a fost internat și urmează a fi operat. Nimeni nu știa de victima colaterală, copilul nimerit în coapsă lângă abdomen de un glonț ricoșat dintr-un stâlp. S-a aflat mai târziu. Era stare bună, nici nu știa că a trecut glonț pe piciorul lui. S-a dus acasă, s-a dezbrăcat, bine n-a intrat în femur. Abia atunci tatăl copilului a realizat că e o plagă împușcată și a sunat la 112. O ambulanță l-a transportat la spitalul din Galați, unde primește îngrijiri medicale. O plagă prin împușcare la nivelul abdomenului. După investigațiile din urgență, s-a decis transferul în sala de operație, s-a intervenit chirurgical și s-a extras glonțul care perforase și o porțiune a colonului. Bărbatul fugar a mai fost cercetat pentru conducere fără permis. Când a fost capturat, avea o concentrație de 0,37 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Ancheta în cazul dublei crime de la Iași pare că nu va avea o finalitate în viitorul apropiat. Oamenii legii au audiat deja 2 suspecți, însă după ce au dat declarații în fața anchetatorilor, au fost lăsați să plece acasă. Sâmbătă trecută, polițiștii au găsit într-o locuință dintr-un cartier select al Iașului 2 cadavre incendiate ale unor studenți la medicină. Surse apropiate anchetei susțin că mobilul crime ar fi fost jaful. Trupurile nesuflețite ale celor 2 studenți au fost duse la Institutul de Medicină Legală. Necropsia a scos la iveală circumstanțele în care Ioana și Iusef și-au găsit sfârșitul. Moartea tinerei a fost violentă și s-a datorat insuficienței cardiorespiratorii acute, consecința unor multiple plăci în țepa tăiate. Leziunile sunt localizate la nivel epicranian, facial, cervical, antebraț stâng și drept.
Deocamdată, datele din anchetă sunt sărace. Tot ce se știe este că cei doi locuiau împreună de câteva săptămâni într-o vilă de lux din oraș pe care o închiriaseră contra unui preț de 1000 de euro pe lună. Ambii erau studenți la Facultatea de Medicină din Iași. Tânărul, în vârstă de 25 de ani, era de origine marocană și ar fi trebuit să plece către Bruxelles. Cum nu a mai ajuns, familia a alertat poliția din România. Moartea tânărului a fost, de asemenea, violentă, consecința mai multor plăci în țepa tăiate. Acestea se identifică la nivelul hemifaciesului stâng, regiunii cervicale, hemitoracelui stâng, antebrațului stâng, mâinii și pumnului drept. Inițial părea că dosarul dublei crime își va găsi o rezolvare rapidă. Doi suspecți, studenți și ei, au fost conduși la audieri. Cei doi nu au fost însă reținuți. Petrecere ca înainte de pandemie într-un club din Vâlcea. Ce surpriză au avut polițiștii când i-au legitimat pe petrecăreți, dar și cât i-a costat toată distracția. Aflăm în scurt timp la Focus la Prima Oră. Chiar dacă suntem în plină iarnă și zăpadă, ar fi trebuit să măsoare deja câțiva centimetri buni, în special la munte, ploile sunt cele care, de fapt, fac ravagii. Pe Valea Prahovei, mai multe familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele după ce apa care venea de pe versanță amenința că le inundă casele. În cauza ploilor abundente, în Sinai au fost înregistrate mai multe alunecări de teren. Sunt imagini filmate în Azuga, acolo unde mai multe gospodării au fost inundate de viitura puternică ce a avut loc pe Valea Prahovei. Ne-am trezit cu apa, a plouat torențial. Așa, dar nu am zăpadă nici de cum la așa ploaie. Dar știți cum e, cu natura nu te poți spune. Totul e sub apă, timp un practic sărbătorul, ce să facem? N-avem nicio putere. Ce să mai zice, că nu mai avem cuvinte ce să mai spune. Asta vara a fost inundat din nou, în aceeași treabă. Din aceea cauză ne-am mai pus nici parte pe jos sau alte chestii. Am pus grese cu ajutorul Dumnezeu și nu atâta să vină. De câte ori plouă torențial pe munte, de atâtea ori noi intrăm în tangaj. Asta e viața. Când băgăm balastru, apa vine și ea. Noi băgăm ca să aibă ce să ia. În Sinaia, drumul spre cota 1400 a fost blocat timp de mai multe ore. Patru copaci și doi stâlpi de electricitate au căzut pe carosabil. Sunt câteva zone care au fost afectate datorită ploilor. E vorba de zona din sudul orașului, unde a venit foarte multă apă din pădure, a înfundat rigolele care funcționau și a dus piatră și aluviuni până în drumul național. Probleme au fost și în județul Argeș. Sute de pompieri au intervenit de urgență. Ceva de tot la cer. De tot la cer. A plouat cât pentru o lună și în Mehedinți. Cea mai afectată zonă a fost cea din nordul județului, în Baia de Aramă și satul Mărășești. În Dâmbovița, râurile ieșite din matcă au transformat șoselele în adevărate râuri. Din fericire, toți șoferii surprinși de ape au scăpat nevătămați. Veștile meteorologilor nu sunt deloc bune nici pentru zilele care urmează. Atenționarea de vreme rea rămâne valabilă în continuare. Lux și opulență, dar la pachet cu bălți și gropi, ca în urmă cu 100 de ani. Cam așa trăiesc în secolul 21 cei care locuiesc în cartierele din nordul Bucureștiului, capitala europeană. În loc de șosele ca în palmă, oamenii cu bani trebuie să-și conducă bolizii de sute de mii de euro prin noroaie. Deși nu a plouat ca pe Valea Prahovei, oamenii spun că se confruntă cu aceste probleme de mai mulți ani, iar situația nu pare că se va îmbunătăți prea curând. Cam așa se circulă pe multe dintre străzile din cartierul aviației din nordul capitalei. Atunci când plouă, cei care locuiesc aici cu greu răzbat pe străzile transformate în râuri. De 6 ani, la fiecare ploaie mai puternică, așa cum a fost în ultimele zile, strada avionului din capitală se transformă într-o adevărată mlaștină. Neasfaltată, oamenii sunt nevoiți să treacă prin noroi și prin apă pentru a ajunge acasă. Asta e ce-i prima oară. Nu știu de ce vă mirați, că mie nu mi se pare ceva anormal. Or să se repare că noi fi, mai bătrân, așa că acum sunt un pic tânăr. Bălțile și noroaiele sunt peste tot. Asfalt nu există, iar la trotuare nu s-au gândit cei care au ridicat clădirile. Stau aici în locurile astea și am fost și eu la mănăstire. Și uitați cum se trece aici pe la noi. Trec mașinile astea mari cu mult... cu molos de ăsta ce trec, fac grop și uitați, rămâne așa.
Dacă la pas, oamenii mai pot ocoli gropile, șoferii însă nu. Aceasta este granița dintre sectorul 2 și sectorul 1 al capitalei. Orice șofer care vrea să circule pe strada Balonului din cartierul Aviației trebuie mai întâi să treacă de această baltă. Când nu plouă, vedeți aici, sunt tot felul de cratere. Deci e foarte complicat, dar să nu zic imposibil, de a veni din partea aceea aici. Locuitorii spun că, deși s-au făcut sesizări la primărie, nimeni nu a venit să asfalteze strada. Au primit, în schimb, promisiuni. Mai pun din când în când, am văzut că mai pun niște pietriși. Da, cam atât. Știu că aici e un șantier, se va construi ceva. Dacă vă duceți în partea cealaltă, veți vedea. Și de aici încolo sperăm la mai bine. Nu este singurul cartier din București care, la o ploaie mai puternică, se transformă în lac. De ani de zile, oamenii care locuiesc în drumul taberei sau în militari s-au obișnuit cu ideea că trebuie să-și găsească un alt traseu pentru a ajunge acasă. Asta dacă nu vor să meargă prin noroaie de jumătate de metru. Și-a găsit sfârșitul în apele înghețate ale râului Dâmbovița. Un bărbat de 35 de ani a murit după ce a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive și a plonjat în apă. Ajunse imediat la fața locului, cadrele medicale au încercat minute bune să-l resusciteze. Din păcate, acesta a decedat. Mai mulți pompieri și scafandri au ajuns de urgență pe malul Dâmboviței, în zona podului Ciurel. Intervenția a fost dificilă de la început, de la lansarea bărcii la apă, că e înălțimea foarte mare față de Albie și terenul abrupt. Am ajuns la mașină, mașina, cum v-a spus și colegul nostru, era pe plafon în apă. Cu greu am deschis ușile de la mașină. Ne-am dat seama că există o persoană, cel puțin o persoană în mașină. Între timp au venit și colegii de la scafandri, persoana respectivă era prinsă în centuri. Am tăiat centurile, am scos-o. Bărbatul era inconștient în momentul în care a fost găsit de pompieri. Din estimările noastre a stat mai mult de 10 minute bărbatul în apă. Și poziția în care a fost mașina, în care s-a oprit mașina după accident a fost dificilă. Mașina era căzută pe plafon, cu roțile în sus. La manevrele de resuscitare nu am observat leziuni care apar în asemenea accidente. E posibil să fie avut și leziune, a căzut de la o înălțime destul de mare mașină. După 45 de minute, timp în care a fost resuscitat, șoferul a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din Capitală. La ora 12:05 minute a murit în urma unui stop cardiorespirator. Nimeni nu-și poate explica cum de a sărit de pe pod direct în apă. Petrecere într-un club din Vâlcea stricată de polițiști. Oamenii legii au găsit în local 115 petrecăreți, iar când i-au legitimat, au avut parte de o adevărată surpriză. Patru bărbați care ar fi trebuit să fie acasă în carantină dansau și cântau. Pe lângă amenziile în valoare totală de aproape 130.000 de lei, oamenii legii au închis și localul. Celebrul PCR, adică pile, conexiuni și relații de pe vremea comuniștilor, funcționează fără nicio problemă și la trei decenii de la Revoluție. S-a adaptat perfect democrației de pe malurile dâmbovițene. Acum pilele, cunoștințele și relațiile sunt de bun augur chiar și la biserică. Oana Niculescu-Mizil, soția lui Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5, a sărit peste coada de zeci de noriași care așteptau să se închine la racla cu moaștele Sfântului Spiridon. Dar cum s-a întâmplat totul, aflăm de la colega noastră, Ana Maria Maxim. Femeia îmbrăcată în palton negru este nimeni alta decât Oana Niculescu-Mizil, soția lui Marian Vanghelie. Nu a stat nicio secundă la coada întinsă pe zeci de metri, la oaltă cu ceilalți credincioși. În curtea bisericii Sfântul Spiridon Vechi a ajuns pe o intrare separată și imediat a fost întâmpinată de un preot care a deschis calea până la moaște. În momentul în care a observat că filmăm, preotul s-a așezat în fața camerei. Ce doriți să filmați? Cum se închină lumea la... Se închină, da. Măcar întrebați, dar nu stați la vânat. Dar nu stau bine? La vânat. Dumneavoastră unde stați acolo, dumneavoastră unde stați acolo, asta înseamnă că stați pe iarbă și aceea costă. Stați unde este de stat, aici. Nemulțumirea preotului a continuat. Mulți ani. Ce se întâmplă aici? Vă rog eu frumos, vedeți afară că aici nu se întâmplă nimic. Zi mare, ziua Sfântului Spiridon. Afară am găsit credincioși care așteptau răbdători la coadă, oameni simpli și fără privilegii. Unii dintre ei în vârstă sau greu încercați de problemele de sănătate. Acum 4 zile, la ora asta, eram într-o operație pentru scoaterea unui tumor la creier. Și acum am venit să mulțumesc Sfântului Spiridon, la care am fost în pelerinaj în Grecia astă vară, rugându-l să mă ajute. Și acum sunt pe picioarele mele să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să mă rog pentru medicii care m-au ajutat.
și pentru sfinții la care am fost în pelerinaj în Grecia, să le mulțumesc și lor că au fost alături de mine în sala de operații. Sfântul Spiridon este cunoscut drept grabnic, făcător de minuni și tămăduitor de bolnavi. A făcut foarte multe minuni și în viață și după, dar trebuie să te mai și rogi și să ai tu o trimitere, o pătrundere sufletească, să fii cu multă milă, cu iubire pentru cei din jur, pentru tine. Cei mai mulți dintre credincioșii veniți la hram au respectat regulile de protecție sanitară și au purtat mască. Excepțiile au fost puține. Am vorbit și eu cu doamna și da, și n-am mai. Am mai dat, mai dau și jos. Încă 5 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate în România. 4 au fost descoperite la jucătorii echipei de rugby care s-a întors din Africa de Sud, iar cel de-al 5-lea la un bărbat din Maramureș care s-a întors de curând din Nigeria. În total, 8 români s-au îmbolnăvit, infectați fiind cu mutația care provine din Africa de Sud, deși numărul de infectări cu această nouă variantă crește, măsurile sanitare vor fi extrem de relaxate în perioada sărbătorilor. Mai mult, de astăzi elevii merg la școală fără testul negativ aferent, pentru că primul lot de teste de salivă s-a terminat. 4 dintre cei 5 oameni infectați cu tulpina Omicron sunt vaccinați. Toți însă se află în izolare la domiciliu și au forme foarte ușoare de boală. La nivel național au fost înregistrate 8 cazuri de infectare cu varianta nouă care provine din Africa de Sud. Cu toate acestea, autoritățile au relaxat măsurile. Și mai grav este faptul că testele de salivă nu au ajuns în școli în condițiile în care luni ar trebui să înceapă testarea elevilor. Iată cum după primul pas, după prima săptămână, după prima tentativă de a trimite aceste teste în școli, Ministerul Învățământului iarăși a dat greș. Din păcate, trebuiau să se asigure cu aceste teste pentru cel puțin o lună de zile, să lucreze anticipat, pentru că știm de aproape 2 luni de zile că aceste teste va fi nevoie de ele în unitățile de învățământ. Testele care ar fi trebuit să ajungă de câteva zile bune în școli încă se află în depozit. În aceste cutii sunt peste 2 milioane de astfel de teste pe care este evident că elevii nu le vor folosi. Autoritățile au refuzat livrarea și astfel s-a ajuns în punctul în care școala începe fără testare. IGSO a reziliat contractul cu firma care trebuia să livreze testele de salivă cu doar câteva zile înainte de începerea școlii. Acum se pare că Ministerul Educației a găsit o nouă soluție. Având în vedere traseul acestora, ISJ Unitate Școlară, diriginți beneficiari, este foarte puțin probabilă testarea în cursul zilei, a declarat un reprezentant al Ministerului Educației. Copiii vor merge la școală fără testare, ceea ce nu este în regulă dacă vrem să păstrăm, să spunem, acest echivalent al sănătății de a ne măcar pretesta. Chiar dacă aceste teste nu sunt 100% și am observat din această săptămână că au dat multe erori. Săptămâna trecută au fost făcute peste 5 milioane de teste de salivă în școli, iar 86 au ieșit pozitive. Dintre acestea, doar 16 au fost confirmate și de testele PCR. 2 milioane de teste rapide de salivă vor fi trimise astăzi în toate școlile din țară, după ce unul dintre cei 3 participanți la licitație ar fi fost de acord să facă livrarea cu o săptămână mai devreme. Ministerul Educației și grupul de comunicare strategică au precizat că testarea elevilor și a preșcolarilor nu se mai face luni și joi ca până acum, ci marți și vineri. Miercurea trecută, Ministerul Educației a avertizat că unitățile de învățământ au rămas fără teste pentru această săptămână. A doua zi, Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că unii furnizori nu au respectat contractele. 6,5 milioane de teste antigen rapide pe bază de salivă sunt necesare săptămânal în școlile din România. Punctele de trecere a frontierei din vestul țării devin din ce în ce mai aglomerate în pragul sărbătorilor. La finalul săptămânii trecute, la Vama Petea, cei care au vrut să intre în România au fost nevoiți să aștepte chiar și 3 ore. În timp ce la Vama Nădlac 2, timpul de așteptare a fost de aproape 2 ore. Aglomerația este cauzată de triajul epidemiologic al Direcției de Sănătate Publică Arad. Autoritățile le recomandă tuturor să se informeze despre documentele pe care trebuie să le prezinte chiar înainte de a merge în călătorie. Odată cu intrarea noilor reglementări, mulți dintre concetățenii noștri care se întorc în țară nu le cunosc și la intrare în țară sunt carantinați. Ca atare a crescut și nemulțumirea foarte mult a cetățenilor. În ultimele 8 ore s-au carantinat undeva la 1400 de cetățeni români, ceea ce este un volum foarte mare și ne așteptăm ca odată cu apropierea sărbătorilor, în timpul sărbătorilor și după aceste sărbători, acest număr să crească. Avem echipaje suficiente, timpul de așteptare ajunge undeva la 60 de minute, o oră. Sunt anumite momente când sunt blocaje, când sunt mai multe autocare sau când vin persoane foarte multe nevaccinate. Cel mai important este să ne vaccinăm. Dacă ne-am vaccinat, toate aceste situații ar fi evitate.
Incendiu puternic în această noapte la primăria localității argeșene Beleț-Negrești. Din primele informații, se pare că focul ar fi fost pus intenționat. Alarma a fost dată în jurul orei 3 dimineața. Intervenția pompierilor a fost una dificilă, deoarece hidrantul se afla la o distanță de câțiva kilometri. Incendiul s-a manifestat violent la etajul 1 al instituției, dar și la acoperișul acesteia. Flăcările s-au extins și la o magazie de lemne, dar și la o altă anexă, unde era depozitat arhiva primăriei. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. Cabanele cu design nordic sunt din ce în ce mai des întâlnite în România. Construite aproape exclusiv din lemn, cu suprafețe vitrate generoase, aceste unități de cazare nu duc lipsă de clienți. Și prețurile sunt pe măsură. Gradul de ocupare al acestora este adesea aproape de 100%. Investitorii locali în turism au dat startul unui adevărat trend. Numeroase zone montane cu peisaje de vis se transformă în mici sate alpine. Ruben este unul dintre cei care au investit în astfel de unități de cazare construite în stil scandinav, iar proiectul său din Dornișoara, Suceava, atrage turiștii ca un magnet. Deci noi ne-am făcut calculele, am zis, măi, dacă avem weekendurile închiriate, e ok, este un business care se susține, însă am fost luați prin surprindere, să spun așa, de gradul mare de ocupare. În sensul că avem un grad peste 75% din toate cele 360 de zile. Construită în forma literei A, în mare parte din lemn și cu un perete vitrat ce oferă o vedere splendidă către pădure, cabana din Dornișoara stârnește încântarea celor care îi calcă pragul. Toate cabanele sau unitățile de cazare care ies din tipicul cu care am fost obișnuiți, adică folosesc vitraje mari, perete vitrat sau concepte inovatoare pe care ori le vezi în afară, prin Norvegia, prin țările nordice, fie prin mai în vest, cred că au un mare potențial și sunt la mare căutare. Prețul pentru o noapte de cazare variază între 1300 și 1700 de lei. Este foarte liniștită, foarte retrasă, foarte frumoasă, mai ales în perioada iernii. Peisajele sunt superbe. Recomand și celor care sunt într-un grup mai mare și au nevoie să se relaxeze, cred că e locul potrivit. Și în județul Cluj, numărul celor care investesc în astfel de proprietăți a luat amploare. La numai 30 de kilometri de Cluj-Napoca, în Someșul Rece, această cabană în stil nordic are un design cu totul aparte. Probabil este o noutate în România, acest stil scandinav și, da, probabil asta îi atrage cel mai mult. Pentru această imagine cu care turiștii se trezesc în fiecare dimineață, astfel de cabane sunt sold out înainte ca sezonul să înceapă. În ultimii ani, genul acesta de camere în stil scandinav cu ferestre generoase au fost intens promovate pe Instagram de către influenceri din toate colțurile lumii. Pentru pretențioși sunt așadar un must have. Ciuperul este atracția principală a clienților noștri, care are și jacuzzi și ajunge la o temperatură de 38 de grade, pe care noi o recomandăm. Cabana se închiriază integral pentru minimum 2 nopți. Prețul este puțin mai ridicat, probabil datorită și condițiilor pe care noi le oferim. Este o cabană premium, avem 4 dormitoare cu baie privată, iar și o sufragerie. În perioada sărbătorilor, prețul de închiriere pentru 3 zile ajunge și la 2000 de euro. N-o fi plouat cu goluri, cum spunea Marina, dar a plouat weekendul acesta în România, nu-i așa? Bună dimineața! Bună dimineața, bine ai venit! A plouat și va ploua, bine v-am găsit, mă bucur că sunt aici cu voi. Vremea se răcește, dacă până acum am avut temperaturi peste normalul perioadei, acum vremea se răcește, iarna și intră în drepturi, avem precipitații sub formă de ploaie și ninsoare, dar vă spun mai multe imediat. Te rugăm! Așadar, mergem pentru început în Europa, apoi vedem ce se întâmplă cu vremea și la noi în țară. În peninsula iberică și în cea italică, cerul va fi variabil. Asta înseamnă că va ieși soarele din când în când. În schimb, în est și sud-est vor fi precipitații mixte. Și nu doar acolo, ci și în restul zonelor, dar pe suprafețe mai mici. Astăzi se răcește în sud-estul și nord-estul continentului, în timp ce în centru se mai încălzește ușor.
La Lisabona va fi cel mai bine. Temperatura ar putea urca până pe la 18 grade. La noi în țară, astăzi se răcește simțitor în sud-est și centru. Sunt așteptate ploi slabe în sudul și sud-estul țării, iar în restul teritoriului sunt anunțate ninsori. Izolat ar putea să se formeze polei. Vântul se va intensifica temporar în Moldova, Dobrogea și în estul Munteniei. Iar maximele vor fi cuprinse între 0 și 11 grade. Și în capitală mai scade temperatura și vremea rămâne închisă. Temporar este posibil să plouă slab, iar maxima ar putea atinge 6-7 grade. Marți așteptăm ploi în prima parte a zilei, vântul o să bată slab până la moderat și maxima ar putea urca până la 6 grade. Iar miercuri, trecător, vom avea parte de precipitații slabe cantitativ, cel mai probabil în a doua parte a zilei, iar dimineața și seara o să apară ceața. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade. Atât pentru moment, ne vedem și ora viitoare cu informațiile despre vreme. Irina Daniel, mă întorc la voi. Mulțumim tare mult, Roxana. Dacă stați prea mult la birou sau lucrați de acasă, atunci aveți o soluție accesibilă pentru a scăpa de durerile de spate. Despre prima platformă de fizioterapie asistată din România aflăm în scurt timp după publicitate la Trend IT. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expresă a zilei. Exploatările clasice de cărbune sunt pe cale de a fi închise definitiv la nivel global. 7 dintre cele mai mari economii ale lumii s-au pus de acord să oprească finanțarea proiectelor energetice pe bază de exploatare a cărbunelui până la finalul acestui an. Este o încercare de a întrerupe sprijinul pentru exploatarea combustibililor fosili și pentru a atinge țintele globale legate de criza climatică. Alchimiștii moderni transformă dioxidul de carbon din aer în diamante. Fiecare carat ajută la îndepărtarea a 20 de tone de gaze cu efect de seră, spun antreprenorii. În condiții naturale, poate dura până la un miliard de ani pentru a extrage diamantele formate în roci. Prin noul proces, în curs de brevetare, un lot de diamante va putea fi produs în laborator în doar 4 săptămâni. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Caz șocant la Tulcea, un copil de 13 ani a fost împușcat din greșeală de un polițist în timpul unei urmăriri în trafic. Băiatul și-a dat seama abia acasă că este rănit și a fost dus de urgență la spital. O femeie din Galați a găsit în beciul casei sale trupul unui bărbat dat dispărut în urmă cu 2 săptămâni. Acesta avea ambele picioare fracturate. I-a așteptat rezultatul autopsiei pentru a afla cu exactitate cauza morții. Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe localități de pe Valea Prahovei. Oamenii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza apelor care curgeau de pe versanți. În Sinaia s-au produs mai multe alunecări de teren. Și noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron. 4 sportivi care s-au întors din Africa de Sud și un bărbat venit de curând din Nigeria au fost depistați pozitiv. În total sunt 8 români infectați cu noua mutație a virusului. Lansată în pandemie, o platformă a ajutat peste 10.000 de români din toată lumea să-și trateze hernia de disc, să renunțe la medicamentele de care erau dependenți și să uite realmente de aceste afecțiuni. Cum poate fi folosită platforma și care sunt avantajele acestea? Aflăm chiar acum la Trend IT alături de colega noastră Bianca Iordache. Bun găsit! Prima platformă din România de fizioterapie asistată online pentru combaterea durerilor provocate de afecțiunile coloanei vertebrale oferă oamenilor posibilitatea de a-și trata problemele de sănătate de la distanță. Cum puteți accesa o serie de programe predefinite în acest sens? Aflăm de la Alexandru Ilie, cofondator. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Mulțumesc că ai venit! Spune mai multe despre platforma ta! Primul rând, s-a născut din dorința de a fi aproape de oameni în momentele dificile ale vieții. Încă de la începutul pandemiei am pus bazele împreună cu echipă de experți la o soluție prin care să putem să stăm în continuare aproape de pacienți. Pentru că foarte mulți oameni nu mai vreau să mai vină în cabinet. Erau oameni care spuneau că nu mai reprezintă o urgență, însă durerea, după cum bine știu, era prezentă în continuare în viața lor. Și atunci am găsit o formă pe care știam că funcționează cu succes în Europa de Vest, în Europa de Nord și în Statele Unite ale Americii. Și am gândit că și în România a venit momentul să dăm naștere unui gând pe care, sincer, îl aveam de mai mulți ani de zile. Platforma oferă o serie de programe predefinite, personalizate în funcție de fiecare nevoie, fiecare
Exact. Cu alte cuvinte, platforma îți oferă posibilitatea să intri în contact cu specialiști, în primul rând, de oriunde ai fi din lume. Îți oferă posibilitatea să ai o consultație cu un expert în fizioterapie sau cu un medic în recuperare medicală și acum, chiar de la din începutul anului viitor, din 2022, vom lansa și o divizie de nutriție în premieră în România cu ajutorul doctorului Alin Popescu. Vor fi specialiști cu care tu te poți conecta, vei avea o consultație, la finalul căreia vei primi un raport medical, în baza căruia, de fapt, în baza căruia poți să începi să ai acces la acel program de exerciții care ți este dedicat ție afecțiunii tale. Apropo de program, în ce constă acesta? Este un program care este întins pe 40 de ședințe de kinetoterapie care sunt puse conform principiilor de progresivitate și complexitate pe care fizioterapeutul ți le prescrie să le accesezi în funcție de tabloul tău clinic. Așa cum spuneam, după ce faci acest consult, îți face trimitere, de exemplu, către faza 1, săptămâna 2, repetată de 2 ori și continuarea cu săptămâna 3 și 4. Deci primești o indicație de a face exact aceeași experiență pe care o ai într-un cabinet de fizioterapie, de a ști ce fel de exerciții ai de făcut, cum să le faci, cât timp să le faci și apoi să poți să le faci de oriunde ai vrea. Dar este eficientă kinetoterapia realizată de acasă? Cu siguranță că da. Din acest punct de vedere, la mijlocul anului acesta, deja cu un număr semnificativ de pacienți pe care i-am avut, am putut realiza și primul studiu prin care am dovedit faptul că durerile cronice lombare au avut o remisie în proporții de peste 50% fără să se apeleze la medicamentație sau alt tip de tratament. Doar cu aceste exerciții personalizate, oamenii au putut, dacă aveau, de exemplu, o durere evaluată de la 0 la 10 cu un 7, deci o durere mare, au ajuns să aibă după doar o lună de zile o durere de 3. Și asta, gândește-te că avem pacienți din toată Europa, inclusiv din Statele Unite ale Americii și Canada. De câți utilizatori se bucură și s-a bucurat platforma până acum? În acest moment avem peste 1500 de oameni, 1500 de pacienți care fac în fiecare săptămână, că dacă aș zice în fiecare zi, se uită la mine și sigur o să spună că nu fac ei în fiecare zi cum le spun eu să facă, dar măcar de 2-3 ori pe săptămână au șansa să aibă aceeași experiență ca într-un cabinet de fizioterapie. Practic, intră pe platformă, merg în zona programului pe care le-a fost indicat și prescris lor și încep să aibă aceeași experiență pe care o aveau în mod normal, la costuri mult mai mari, evident, și cu un consum de timp pe care îl știm cu toții, mai ales în centrele universitare, unde trebuie să găsești locuri de parcare, unde trebuie să te programezi în funcție și de programul clinicii respective și nu tot timpul se sincronicizează cele două. Iar din acest punct de vedere, câștigul timpului este un alt mare beneficiu pe care l-au oamenii, pe lângă faptul că riscul de infectare cu SARS-CoV-2 evident este redus la zero. Noi avem o obișnuință a pacienților ca odată, maxim la 2 luni de zile, să facem reevaluări, adică ne întâlnim cu ei din nou în consultații. Consultațiile se fac în sistem de telemedicină, adică prin apel video, prin WhatsApp în momentul de față, care este cea mai ușoară formă de comunicare și pe care oamenii o folosesc în mod frecvent, de oriunde ar fi din lume, important să aibă pacient și practic din 2 în 2 luni se upgradează programul în funcție de nevoia sa. Obiectivul în final este să aibă o viață cu zero durere, dar fără să mai apeleze la medicamente și bineînțeles stând departe de intervențiile chirurgicale. Mai mult decât atât, la începutul anului acesta am oferit publicului larg, data asta în mod gratuit, primul program de îmbunătățire a capacității respiratorii dedicat în principal oamenilor care au fost infectați cu SARS-CoV-2, dar și cu alte afecțiuni, cum este BPOC-ul, pe care îl pot activa în mod gratuit. Așadar, dacă vor să intre pe Restartix Respirator, dacă scriu deja, va fi suficient, îl găsesc pe internet, cu adresa de email și un username, au acces la 90 de ședințe de gimnastică respiratorie, pe care o pot face de oriunde ar fi din lume și astfel să-și recapete această funcție, mai ales dacă au fost infectați cu SARS-CoV-2. Îți mulțumesc, Alexandru! Și eu îți mulțumesc frumos pentru invitație! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne vedem și mâine pe curând! Cel puțin 3 oameni au murit și 6 sunt dați dispăruți după ce mai multe clădiri din orașul sicilian Ravanusa s-au prăbușit în urma unei deflagrații. Se pare că totul s-ar fi întâmplat din cauza acumulărilor de gaze care au provocat o explozie de proporții. Deflagrația care a distrus 3 case și a deteriorat o altă a fost urmată și de un incendiu puternic. Mai mult de 250 de salvatori, inclusiv voluntari din Protecția Civilă, au sosit de urgență la locul exploziei. O intervenție controversată a polițiștilor londonezi a stârnit aprici polemici în Marea Britanie. Oamenii legii l-au împușcat pe un bărbat după ce au observat că intrase înarmat într-o bancă și în mai multe case de pariuri. Suspectul, rănit grav, a fost transportat de urgență la spital, unde a murit. Circumstanțele în care a avut loc incidentul nu sunt clare. Singurele declarații ale oficialilor menționează doar că acesta nu e unul de natură teroristă.
Miss India, Harnaz Sandu, a câștigat titlul de Miss Universe 2021. În vârstă de 21 de ani, ea a învins alte 79 de concurente din diferite țări și teritorii. Quo Vadis Aida a fost desemnat cel mai bun film de către Academia Europeană de Film. La realizarea peliculei au contribuit și doi producători români, Oana Iancu și Cristian Nicolescu. Din cauza pandemiei, ediția din acest an s-a desfășurat în format hibrid și a fost transmisă în direct pe internet. What is the point of having an ultimatum if you don't deliver? Lungmetrajul Quo Vadis Aida prezintă viața unei familii în timpul genocidului din 1995 de la Srebrenica. Masacrul din Bosnia a rămas în istorie drept cea mai oribilă crimă în masă petrecută după cel de-al doilea război mondial. Producătorii români Oana Iancu și Cristian Nicolescu se numără printre cei care au contribuit la realizarea peliculei. Thank you Academy so much. I dedicate this award to the women of Srebrenica and to our mothers who taught us how to turn destruction into love. Nominalizat la 7 categorii, lungmetrajul a obținut și alte două importante premii europene. Cea mai bună regie a mers la realizatoarea bosniacă a filmului Jasmila Zbanić, iar titlul de cea mai bună actriță a fost acordat protagonistei Jasna Doricic. I want to thank producer Damir Ibrahimović. First, we fell in love with each other some 30 years ago and as students, and then we found films as a platform to express ourselves and to share our love with you. I want to thank to my crew Quo Vadis Aida. Guys, you're the best crew in the world. You will be always in my heart. De asemenea, premiul pentru cel mai bun scurt metraj european a fost câștigat de filmul Nanu Tudor, regizat de moldoveanca Olga Lukovnikova. Aceasta a fost prima oră de Focus la prima oră. Dar ne vedem în câteva minute la 8 fix. Rămâneți cu noi! Copile, în această dimineață, doar cea de la grădiniță a avut teste, ca și la mine, cea de la școală nu. Nu. Iar de săptămâna asta înțeleg că s-a schimbat și orarul testării. Da, ar trebui să primească testele astăzi și asta înseamnă că marți și vineri bine, vor face... să fie sănătoși și în weekend. Da, corect. Bună dimineața, am revenit eu 8. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe localități de pe Valea Prahovei. Oamenii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza apelor care curgeau de pe versanți. În Sinaia s-au produs mai multe alunecări de teren. O femeie din Galați a găsit în beciul casei sale trupul unui bărbat, dar dispărut în urmă cu 2 săptămâni. Acesta avea ambele picioare fracturate. Este așteptat rezultatul autopsiei pentru a afla cu exactitate cauza morții. Caz șocant la Tulcea. Un copil de 13 ani a fost împușcat din greșeală de un polițist în timpul unei urmăriri în trafic. Băiatul și-a dat seama via acasă că este rănit și a fost dus de urgență la spital. Și noi cazuri de infectare cu varianta Omicron. 4 sportivi care s-au întors din Africa de Sud și un bărbat venit de curând din Nigeria au fost depistați pozitiv. În total sunt 8 români infectați cu noua mutație a virusului. Incendiu puternic în această noapte la primăria localității argeșene Beleț-Negrești. Din primele informații se pare că focul ar fi fost pus intenționat. Alarma a fost dată în jurul orei 3 dimineața. Intervenția pompierilor a fost una dificilă, deoarece hidrantul se afla la o distanță de câțiva kilometri. Incendiul s-a manifestat violent la etajul 1 al instituției, dar și la acoperișul acesteia. Flăcările s-au extins și la o magazie de lemne, dar și la o altă anexă, unde era depozitat arhiva primăriei. În fericire, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. Incendiu și în municipiul Botoșan în această dimineață la o autoutilitară parcată pe o stradă din oraș. Flăcările care depășeau 4 metri în înălțime au distrus complet 2 mașini și au avariat parțialul a treia. Reprezentanții sub Botoșan spun că exista pericolul de propagare și la alte autoturisme parcate în zonă. La fața locului au ajuns de urgență 2 echipaje de pompieri cu 2 autospeciale cu apă și spumă. Moarte suspectă într-o comună din Galați. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost găsit mort în beciul unei case la 2 săptămâni după ce fratele său anunțase dispariția acestuia. O femeie, proprietara casei, a fost cea care a făcut descoperirea macabră și a alertat poliția. Bărbatul avea ambele picioare fracturate, iar acum se așteaptă rezultatul autopsiei pentru a se afla exact cauza decesului. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Un copil
copil de doar 13 ani a fost la un pas de moarte după ce un glonț tras de un polițist a ricoșat și l-a lovit. Incidentul a avut loc în comuna turceană Turcoaia, în timp ce oamenii legii urmăreau un șofer băut și fără permis. Polițistul a tras în total 10 glanțe, iar unul dintre ele l-a nimerit pe suspect în gleznă, iar altul a ricoșat din asfalt și l-a lovit pe băiat. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Trage foc de armă! Poliția! Trage, bă! Poliția trage după lale! Polițiștii au tras focuri de avertisment în aer, dar și în direcția fugarului, după ce bărbatul de 27 de ani a refuzat să oprească la filtrul polițiștilor. Uite poliția! Filmi, bă! Filmi, bă! Trage! Nu l-a prins! Trage, auzi! Unul din polițiști a efectuat foc de avertisment în plan vertical și ulterior asupra persoanei în cauză, provocându-i leziuni la nivelul gleznei unui membru inferior. Unul din gloanțe a fi ricoșat, lovind un băiat de 13 ani. Șoferul a fost preluat de o ambulanță și transportat la unitatea de primire urgențe de la Brăila. Este vorba de un tânăr de 27 de ani, prezentând plăgi împușcate la nivelul gambei și coapsei. Ținând cont de patologia traumatică asociată, a fost trimis la ortopedie, la corpul B al spitalului nostru, unde a fost internat și urmează a fi operat. Nimeni nu știa de victima colaterală. Copilul, nimerit în coapsă, lângă abdomen, de un glonț ricoșat dintr-un stâlp. S-a aflat mai târziu. Era stare bună, nici nu știa că a trecut glonț pe piciorul lui. S-a dus acasă, s-a dezbrăcat, bine n-a intrat în femur. Abia atunci, tatăl copilului a realizat că e o plagă împușcată și a sunat la 112. O ambulanță l-a transportat la spitalul din Galați, unde primește îngrijiri medicale. O plagă prin împușcare la nivelul abdomenului. După investigațiile din urgență, s-a decis transferul în sala de operație, s-a intervenit chirurgical și s-a extras glonțul, care perforase și o porțiune acolo. Bărbatul fugar a mai fost cercetat pentru conducere fără permis. Când a fost capturat, avea o concentrație de 0,37 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Boliții de lux și vilele maestoase tronează lângă străzile neasfaltate, pline de gropi și de noroaie. Unde se întâmplă? Aflăm în scurt timp la Focus la prima oră. Chiar dacă suntem în plină iarnă și zăpada ar fi trebuit să măsoare deja câțiva centimetri buni, ploile încă fac ravagii în zonele montane. Pe Valea Prahovei, mai multe familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele după ce apa care venea de pe versanță amenința că le va inunda casele. Din cauza ploilor abundente în Sinaia au fost înregistrate mai multe alunecări de teren. Sunt imagini filmate în Azuga, acolo unde mai multe gospodării au fost inundate, lovitura puternică ce a avut loc pe Valea Prahovei. Ne-am trezit cu apa, ne-am aprobat torențial. Așadar, am zăpadă nici de cum la așa ploaie, dar știți cum e, cu natura nu te poți spune. Totul e sub apă, timp în prag de sărbători, ce să facem? N-avem nicio putere. Ce să mai zice, că nu mai avem cuvinte ce să mai spune. Asta vara a fost inundat din nou, la aceeași treabă. Din aceea cauză ne-am arcut nici partea pe jos sau alte chestii. Am pus grese cu ajutorul Dumnezeu și nu atâta să vină. Câte ori plouă torențial pe munte, atâtea ori noi intrăm în tangaj. Asta e viața. Băgăm balastru, apa vine și ea. Noi băgăm ca să aibă ce să ia. În Sinaia, drumul spre cota 1400 a fost blocat timp de mai multe ore. Patru copaci și doi stâlpi de electricitate au căzut pe carosabil. Sunt câteva zone care au fost afectate datorită ploilor. E vorba de zona din sudul orașului, unde a venit foarte multă apă din pădure, am fundat rigolele care funcționau și a adus piatră și aluviuni până în drumul național. Probleme au fost și în județul Argeș. Sute de pompieri au intervenit de urgență. Ceva strigător la cer. Strigător la cer. A plouat cât pentru o lună și în Mehedinți. Cea mai afectată zonă a fost cea din nordul județului, în Baia de Aramă și satul Mărășești. În Dâmbovița, râurile ieșite din matcă au transformat șoselele în adevărate râuri. Din fericire, toți șoferii surprinși de ape au scăpat nevătămați. Veștile meteorologilor nu sunt deloc bune nici pentru zilele care urmează. Atenționarea de vreme rea rămâne valabilă în continuare.
Lux și opulență, dar la pachet cu bălci și grob, ca în urmă cu 100 de ani. Cam așa trăiesc în secolul 21 cei care locuiesc în cartierele din nordul Bucureștiului, capitala europeană. În loc de șosele ca în Palmă, oamenii cu bani trebuie să-și conducă bolizii de sute de mii de euro prin noroaie. Deși nu a plouat ca pe Valea Prahovei, oamenii spun că se confruntă cu aceste probleme de mai mulți ani, iar situația nu pare că se va îmbunătăți prea curând. Cam așa se circulă pe multe dintre străzile din cartierul aviației din nordul capitalei. Atunci când plouă, cei care locuiesc aici cu greu răzbat pe străzile transformate în râuri. De 6 ani, la fiecare ploaie mai puternică, așa cum a fost în ultimele zile, strada avionului din capitală se transformă într-o adevărată mlaștină. Neasfaltată, oamenii sunt nevoiți să treacă prin noroi și prin apă pentru a ajunge acasă. Asta e ce-i prima oară. Nu știu de ce vă mirați, că mie nu mi se pare ceva anormal. Or să se repare, că noi fi, mai bătrân, așa că acum sunt un pic tânăr. Bălțile și noroaiele sunt peste tot. Asfalt nu există, iar la trotuare nu s-au gândit cei care au ridicat clădirile. Stau aici în locurile astea și am fost și eu la mănăstire. Și uitați cum se trece aici pe la noi. Trec mașinile astea mari cu mult... cu molos de ăsta ce trec, fac grop și uitați, rămâne așa. Dacă la pas oamenii mai pot ocoli gropile, șoferii însă nu. Aceasta este granița dintre sectorul 2 și sectorul 1 al capitalei. Orice șofer care vrea să circule pe strada Balonului din cartierul aviației trebuie mai întâi să treacă de această baltă. Când nu plouă, vedeți aici, sunt tot felul de cratere. Este foarte complicat, dar să nu zic imposibil, de a veni din partea aceea aici. Locuitorii spun că, deși s-au făcut sesizări la primărie, nimeni nu a venit să asfalteze strada. Au primit, în schimb, promisiuni. Mai pun din când în când, am văzut că mai pun niște pietriși. Da, cam atât. Știu că aici e un șantier, se va construi ceva. Dacă vă duceți în partea cealaltă, veți vedea. Și de aici încolo sperăm la mai bine. Nu este singurul cartier din București care, la o ploaie mai puternică, se transformă în lac. De ani de zile, oamenii care locuiesc în drumul Taberei sau în Militari s-au obișnuit cu ideea că trebuie să-și găsească un alt traseu pentru a ajunge acasă. Asta dacă nu vor să meargă prin noroaie de jumătate de metru. Încă 5 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate în România. 4 au fost descoperite la jucătorii echipei de rugby care s-au întors din Africa de Sud, iar cel de-al 5-lea la un bărbat din Maramureș care s-a întors de curând din Nigeria. În total, 8 români s-au îmbolnăvit, infectați fiind cu mutația care provine din Africa de Sud. Deși numărul de infectări cu această nouă variantă crește, măsurile sanitare vor fi extrem de relaxate în perioada sărbătorilor. Mai mult de astăzi, elevii merg la școală fără testul negativ aferent, pentru că primul lot de teste de salivă s-a terminat. 4 dintre cei 5 oameni infectați cu tulpina Omicron sunt vaccinați. Toți însă se află în izolare la domiciliu și au forme foarte ușoare de boală. La nivel național au fost înregistrate 8 cazuri de infectare cu varianta nouă care provine din Africa de Sud. Cu toate acestea, autoritățile au relaxat măsurile. Și mai grav este faptul că testele de salivă nu au ajuns în școli în condițiile în care luni ar trebui să înceapă testarea elevilor. Iată cum după primul pas, după prima săptămână, după prima tentativă de a trimite aceste teste în școli, Ministerul Învățământului iarăși a dat greș. Din păcate, trebuiau să se asigure cu aceste teste pentru cel puțin o lună de zile, să lucreze anticipat, pentru că știm de aproape 2 luni de zile că aceste teste va fi nevoie de ele în unitățile de învățământ. Testele care ar fi trebuit să ajungă de câteva zile bune în școli încă se află în depozit. În aceste cutii sunt peste 2 milioane de astfel de teste pe care este evident că elevii nu le vor folosi. Autoritățile au refuzat livrarea și astfel s-a ajuns în punctul în care școala începe fără testare. IGSO a reziliat contractul cu firma care trebuia să livreze testele de salivă cu doar câteva zile înainte de începerea școlii. Acum se pare că Ministerul Educației a găsit o nouă soluție. Având în vedere traseul acestora, ISJ Unitate Școlară, dirigenți beneficiari, este foarte puțin probabilă testarea în cursul zilei, a declarat un reprezentant al Ministerului Educației. Copiii vor merge la școală fără testare, ceea ce nu este în regulă dacă vrem să păstrăm, să spunem, acest echivalent al sănătății de a ne măcar pretesta. Chiar dacă aceste teste nu sunt 100% și am observat din această săptămână că au dat multe erori. Săptămâna trecută au fost făcute peste 5 milioane de teste de salivă în școli, iar 86 au ieșit pozitive. Dintre acestea, doar 16 au fost confirmate și de testele PCR.
2 milioane de teste rapide de salivă vor fi trimise astăzi în toate școlile din țară, după ce unul din cei 3 participanți la licitație ar fi fost de acord să facă livrarea cu o săptămână mai devreme. Ministerul Educației și grupul de comunicare strategică au precizat că testarea elevilor și a preșcolarilor nu se mai face luni și joi, ca până acum, ci marți și vineri. Miercurea trecută, Ministerul Educației a avertizat că unitățile de învățământ au rămas fără teste pentru această săptămână. A doua zi, Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că unii furnizori nu au respectat contractele. 6,5 milioane de teste antigen rapide pe bază de salivă sunt necesare săptămânal în școlile din România. Punctele de trecere a frontierei din vestul țării devin din ce în ce mai aglomerate în pragul sărbătorilor. La finalul săptămânii trecute, la Vama Petea, cei care au vrut să intre în România au fost nevoiți să aștepte chiar și 3 ore. În timp ce, la Vama Nădlac 2, timpul de așteptare a fost de aproape 2 ore. Aglomerația este cauzată de triajul epidemiologic al Direcției de Sănătate Publică Arad. Autoritățile le recomandă tuturor să se informeze despre documentele pe care trebuie să le prezinte chiar înainte de a merge în călătorie. Odată cu intrarea noilor reglementări, mulți dintre concetățenii noștri care se întorc în țară nu le cunosc și la intrare în țară sunt carantinați. Ca atare a crescut și nemulțumirea foarte mult a cetățenilor. În ultimele 8 ore s-au carantinat undeva la 1400 de cetățeni români, ceea ce este un volum foarte mare și ne așteptăm ca odată cu apropierea sărbătorilor, în timpul sărbătorilor și după aceste sărbători, acest număr să crească. Avem echipaje suficiente, timpul de așteptare ajunge undeva la 60 de minute, o oră. Sunt anumite momente când sunt blocaje, când sunt mai multe autocare sau când vin persoane foarte multe nevaccinate. Cel mai important este să ne vaccinăm. Dacă ne-am vaccinat, toate aceste situații ar fi evitate. Luna cadourilor și a magiei continuă să aducă bucurie în sufletele copiilor. Moș Crăciun, ajutat de colegii noștri de la Prima TV din serialul Oportuniștii, a ajuns la căsuța bucuriei. Un loc creat de o clujeancă, special pentru copiii singuri pe lume sau proveniți din familii monoparentale care nu își permit un trai decent. Crede în bine, împarte bucurie. O campanie Prima TV. Bine ați venit! Hei, bine v-am găsit! Salut! Ce faceți, mai frumoșilor, mă? Salut! Salut! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Salut! Salut! Așa au fost așteptate vedetele Prima TV din serialul Oportuniștii de copiii care locuiesc în căsuța bucuriei. Plin de emoție, cei mici au așteptat cu nerăbdare să vadă ce cadouri le-a trimis Moș Crăciun. Emanuel, perfect! Doamne ajută-ți! Pe lângă râsete și voie bună, în căsuța bucuriei au răsunat și colindele. Sărbători frumoase, să fiți cuminți, frumoși, sănătoși și să vă bucurați de viață. Bucurați-vă că sunt apăturii. Pentru toți acești copii cărora conceptul de familie le este străin, care provin din medii defavorizate și din familii monoparentale, Adela a construit căsuța bucuriei, un loc în care fiecare dintre ei să se simtă acasă. Ce-ai primit acolo? Bungă. Și mai ce? Ia vezi, ce mai este în bungă? Creioane de colorat? Da. Wow, îți plac? Da. Și ce mai este în punga asta? Dulce. Și acolo? Ursu. Nu, ia scuză de glob. O bluzița. Îți place? Cum este? Este cu o balerină. Am mai primit o cărticică de colorat cu un icon și cu țipilduri. Și pentru că dar din dar se face rai, copiii au decis să împartă și ei la rândul lor bucurie și bunătate. Din cadourile pe care le-au primit împreună cu Adela, vor face pachetele pe care le vor oferi mai departe copiilor internați în secțiile de oncologie. Noi, din cadourile pe care voi le-ați făcut cu atâta generozitate și le-ați făcut așa mare bucurie copilașilor, vrem să donăm o parte din dulciuri, adică fiecare copila să dea ce dorește copiilor bolnavi de cancer. În căsuța bucuriei locuiesc acum 10 copii cărora Adela vrea să le ofere o viață mai bună. Copiii visează, merită acest lucru pentru că sunt copii și merită să se bucure de tot ceea ce le oferim noi și asta ne-am propus, să rămânem o familie mare, să fim la fel de iubitori, să fim sănătoși și să ducem copiii într-o vacanță frumoasă. Deși sunt încă mici, Adela se gândește și la viitorul lor. La 18 ani vor ieși de sub protecția ONG-ului înființat de Adela, iar pentru ei,
a înființat o companie prin care dorește să strângă bani pentru a cumpăra un apartament în Cluj. Astfel îi va ajuta să-și croiască la maturitate un nou drum în viață. Sperăm să reușim să adunăm banii respectiv pentru a cumpăra un apartament cu 3 camere în Cluj. Noi ca și ONG putem să ținem copiii aici până la 26 de ani, atâta timp cât urmează o formă de învățământ o singură dată la zi. Dar sunt copii care nu au capacitatea educațională de a urma o facultate și atunci la 18 ani ne vedem nevoiți să le încetăm măsura de protecție specială a plasamentului. Ne considerăm și suntem o familie, nu ne abandonăm copii. Dacă și tu vrei să împarți bucurie, poți dona în conturile Asociației Căsuța Bucuriei. Mai multe informații pe www.căsuțabucuriei.eu la secțiunea donații. Prima TV, crede în bine! Cu toții îl așteptăm pe Moș Crăciun, iar așteptarea parcă dilată timpul. Însă, trebuie să știți că și moșul vrea să fie vizitat și ne așteaptă. Acum are o casă și în România, în localitatea nemțeană Negrești. Aici cei mici, dar și cei mari se vor întâlni cu spiritul și moșului, vor putea vizita atelierul de jucării și pot lăsa scrisori. Satul lui Moș Crăciun a fost deschis pe 1 decembrie de Ziua Națională. În aproape 2 săptămâni a fost vizitat de mii de copii. Așa îi întâmpină Moș Crăciun pe cei mici odată ce au pășit în casa lui din satul magic de la Negrești. Copiii spun moșului cât au fost de cuminți de-a lungul anului. Până să ajungă să-l cunoască pe bărbos, trec mai întâi pe la căsuța spiritușilor. Trecem așa dintr-un wow în celălalt. Asta e prima reacție, iar noi ne bucurăm foarte mult că este așa. Și ne bucurăm foarte mult că cei mari se pun la mintea copiilor și cred în sărbătoarea aceasta a Crăciunului mai mult ca niciodată. Următoarea căsuță are funcția unui oficiu poștal, cu un unic destinatar. Moșul citește toate scrisorile cu atenție, iar la numai câțiva metri se află atelierul de jucării, locul în care dorințele celor mici sunt transpuse în realitate. Punctul maxim de atracție e însă casa moșului. Bine ați venit pe la mine, dragii moșului! Mi-a fost dor de voi! Ia să văd eu cine vine la o îmbrățișare de grup, așa? Haide, sigur că da, drăguțul moșului! Moșul își conduce vizitatorii chiar și în biroul său. Acolo se află cartea în care sunt trecute numele tuturor copiilor cu minți. Ce ziceți? Numele voastre sunt aici în cartea copiilor cu minți? Ce da, hotărât, bravo! Deci ați fost cu minți, da? Da! Fiecare copil are partea lui preferată din satul de poveste, însă cu toții au ceva în comun. Pleacă de la Negrești cu convingerea că Moș Crăciun există și că le va aduce cele mai minunate daruri. Mi s-a părut frumos când ne-am întâlnit cu Moș Crăciun. Am aflat ce face și ce fac renii lui. Când am văzut pe Moș Crăciun. S-a părut el, așa cum trebuie. Foarte drăguț. Foarte, foarte bine. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi mie mi-a plăcut că eram la Moș Crăciun. Moșul se gândește serios să se mute în Moldova. Eu m-am mutat definitiv aici, îmi fac mutație pe România, o aduc și pe Crăciuneasa și renii după ce merg acum să împart cadouri și rămân aici. Vreau să devin un țăran român la casa lui și la satul lui. Doi tineri, un psiholog și un specialist în comunicare încearcă să-i ajute cu răspunsuri video cât mai exacte pe adolescenții care încă se tem de vaccinul anticovid sau care sunt sceptici cu privire la beneficiile acestuia. Așa că și-au deschis un cont pe una dintre cele mai populare rețele sociale ale momentului și oferă informații corecte cu privire la campania de vaccinare. Și să nu mai ziceți de vaccin că m-a ține bunit! Păi și eu? Pe cine să mai cred? Mă vaccinez pe ascuns? Am voie să zic ceva?
Acestui tip de întrebări încearcă să le răspundă Silvia și Vlad. Ea este psiholog specializat în problemele emoționale ale adolescenților. El este specialist în comunicare. Împreună au pus la punct chiar și o aplicație. Păi și eu își propune să vină sprijinul tinerilor, părinților și profesorilor depășiți de multe ori de informațiile cu privire la pandemie și vaccinare. Dacă pentru noi situația este dificilă și mă refer la decizia de a te vaccina sau nu, de unde ți-e informația corectă, cum te raportezi la prietenii care se vaccinează, cum te raportezi eventual la prietenii care nu se vaccinează. Vaccinarea este un subiect la ordinea zilei în toate familiile care au copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani. Pentru că este necesar acordul părintelui, discuțiile sunt deseori aprinse. Cel mai des am primit mesaje care exprimă confuzia și perplexitatea adolescenților în fața refuzului părinților de a-i vaccina. Confuzia este de multe ori sporită de colegi și chiar de profesori care nu reușesc să ofere informații echilibrate cu privire la vaccinare. Gândiți-vă cât de traumatizant sau cât de intens intrat sau un adolescent. Bun, rău, cum e certificatul ăla de vaccinare care îți dă acces totuși la niște lucruri, care îți dă dreptul cumva la anii ăștia, nu e decizia ta. De la începutul pandemiei și până acum, cei doi au primit sute de întrebări, iar clipurile realizate de ei pe TikTok au adunat mii de vizualizări. Ce cred că îi deranjează pe toți este confuzia. Confuzia, lipsa de înțelegere, lipsa de acces la materiale facile, ușor de parcurs și de corelat cu cunoștințe deja existente. Toate răspunsurile oferite de Silvia și Vlad sunt personalizate. În plus, aplicația pune la dispoziția utilizatorilor un ghid în 10 pași, în care sunt prezente argumente medicale, psihologice, dar și modele implementate de țări care au combătut mai eficient pandemia. Galerie foto inedită, o clinică de recuperare medicală a realizat cu ajutorul unor fotografi profesioniști o expoziție cu peste 30 de lucrări în care au fost surprinse tradițiile și obiceiurile pe care le au românii de sărbători. Banii obținuți din vânzarea fotografiilor la licitație vor fi folosiți pentru a plăti tratamentul unui copil cu grave probleme locomotorii. Fotografiile vor putea fi admirate la sediul asociației timp de o lună, însă un juriu profesionist a ales deja cea mai bună imagine. Și vedem ce ne rezervă vremea în continuare. Bună dimineața, Roxana! Bine te-am regăsit! Bună dimineața! Vremea se răcește, sunt așteptate precipitații și astfel avem în vigoare un cod portocaliu de inundații valabil în 4 județe. Brașov, Prahova, Buzău și Ialomița este valabil până la ora 12, iar după acest interval orar, acesta scade în intensitate și se va transforma în cod galben de inundații. Va fi valabil până la ora 24. Da. Deci până la miezul nopții, da, până la miezul anunțate ploi. Da. Haideți să vă spun toate detaliile. Și cum va fi vremea la noi în țară, astăzi se răcește simțitor în sud, est și centru. Sunt așteptate ploi slabe în sudul și sud-estul țării, iar în restul teritoriului sunt anunțate ninsori. Izolat ar putea să se formeze polei. Vântul se va intensifica temporar în Moldova, Dobrogea și în estul Munteniei, iar maximele vor fi cuprinse între 0 și 11 grade. Marți va fi mohorât. Pe arii restrânse vor predomina ninsorile în nord-est și parțial în centru. În sudul țării va ploua, iar la munte vor fi ninsori. Se mențin izolat condițiile de polei. Vântul o să prindă putere pe litoral, dar și în regiunile estice și sud-estice. Acolo însă va avea viteze mai mici. Temperaturile maxime se vor situa între minus 2 și 7 grade. Și în capitală mai scade temperatura și vremea rămâne închisă. Temporar este posibil să plouă slab, iar maxima ar putea atinge 6-7 grade. Marți așteptăm ploi în prima parte a zilei, vântul o să bată slab până la moderat și maxima ar putea urca până la 6 grade. Iar miercuri, trecător, vom avea parte de precipitații slabe cantitativ, cel mai probabil în a doua parte a zilei, iar dimineața și seara o să apară ceață. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade. La munte, dacă până acum maximele au fost peste normalul perioadei, astăzi se răcește. Atmosfera va fi închisă și vântul va deveni activ pe creste. La Sinaia, Predeal și Stâna de Vale o să ningă, în timp ce la Păltiniș va fi la apoviță. Mă opresc aici pentru moment, însă ne revedem și ora următoare cu informațiile despre vreme. Irina Daniel, înapoi la voi. Mulțumim tare mult, Roxana. Deși pare de necrezut, în prezent în lume există peste 7000 de boli rare. Cum pot fi tratate? Aflăm în scurt timp, după publicitate. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți Cronica Express a zilei.
Exploatările clasice de cărbune sunt pe cale de a fi închise definitiv la nivel global. 7 dintre cele mai mari economii ale lumii s-au pus de acord să oprească finanțarea proiectelor energetice pe bază de exploatare a cărbunelui până la finalul acestui an. Este o încercare de a întrerupe sprijinul pentru exploatarea combustibililor fosili și pentru a atinge țintele globale legate de criza climatică. Alchimiștii moderni transformă dioxidul de carbon din aer în diamante. Fiecare carat ajută la îndepărtarea a 20 de tone de gaze cu efect de seră, spun antreprenorii. În condiții naturale, poate dura până la 1 miliard de ani pentru a extrage diamantele formate în roci. Prin noul proces, în curs de brevetare, un lot de diamante va putea fi produs în laborator în doar 4 săptămâni. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe localități de pe Valea Prahovei. Oamenii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza apelor care curgeau de pe versanți. În Sinaia s-au produs mai multe alunecări de teren. O femeie din Galați a găsit în beciul casei sale trupul unui bărbat dat dispărut în urmă cu 2 săptămâni. Acesta avea ambele picioarele fracturate. Aștepta rezultatul autopsiei pentru a afla cu exactitate cauza morții. Caz șocant la Tulcea, un copil de 13 ani a fost împușcat din greșeală de un polițist în timpul unei urmăriri în trafic. Băiatul și-a dat seama abia acasă că este rănit și a fost dus de urgență la spital. Și noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron. 4 sportivi care s-au întors din Africa de Sud și un bărbat venit de curând din Nigeria au fost depistați pozitiv. În total sunt 8 români infectați cu noua mutație a virusului. Bolile rare au nevoie de tratamente speciale și personalizate în funcție de simptomatologia fiecărui pacient. Totuși, dacă în cazul unora s-au făcut progrese majore, pentru altele încă nu există o schemă de tratament. Urmează Sănătate cu Stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră Luciana Indre. Bună dimineața! Despre bolile rare se știe că sunt unice prin simptomatologie și tratament, iar numărul lor este impresionant. Există aproape 7.000 de afecțiuni descrise în literatura de specialitate și, contrar percepției generale, nu toate au cauze genetice. Dacă pentru unele dintre ele s-au făcut progrese majore, pentru altele încă nu există scheme de tratament. În aceste cazuri, solidaritatea și susținerea celor din jur sunt singurii aliați pe care pacientul îi are în lupta cu boala. Bolile rare se numesc astfel pentru că afectează un număr mic de persoane, dar fiecare pacient prezintă un model unic de simptome și o schemă unică de tratament. Sunt rare, însă multe și extrem de diferite. Pacienții cu boli rare sunt puțini, dar pentru că există foarte multe boli rare, se estimează că e vorba cam de 7.000 de boli rare. Asta îi face să devină mulți, adică sigur fiecare suferă de altceva, dar se estimează că probabil până la 6-8% din populația din Uniunea Europeană, de exemplu, are o boală rară. Pentru că ele sunt multe, fiind 7.000, un procent mare de pacienții au boli rare. Sigur că ele sunt diferite de la un pacient la altul. De aceea, una din problemele legate de bolile rare este că nu există un specialist care să le cunoască pe toate. Ele sunt grupate în funcție de cauze, de etiologii, de organele pe care le afectează pe diverse grupuri de boli. Eu mă pricep la bolile rare musculoscheletale, autoimune și autoinflamatorii, dar nu mă pricep la cele endocrine, cele genetice sau cele metabolice. Majoritatea bolilor rare, adică peste 80%, au cauze genetice, dar pentru restul, cauzele nu pot fi încă determinate. De obicei, sunt afecțiuni cronice, progresive și, nefiind ușor de diagnosticat, sunt tratate târziu. Tratamentul, desigur că e o foarte mare problemă. În primul rând, din cele peste 7.000 de boli rare, doar 5% probabil au tratamente. Și în situația în care aceste tratamente există, ele sunt sigur tratamente. Sunt probabil vreo 500 de medicamente aprobate de organismele europene sau americane pentru bolile rare. Aceste medicamente sunt medicamente scumpe, sunt medicamente rare, sunt medicamente obținute prin terapie biologică.
Sunt medicamente greu de evaluat pentru că sunt pacienți puțini și e greu să faci un studiu clinic care să dovedească eficacitatea unui astfel de medicament. De multe ori se dau ceea ce noi numim medicamente off-label, adică nu indicația din prospect, ci pur și simplu există experiență pentru câteva din cazurile din lume că lucrurile merg bine. Din punct de vedere a organismelor europene ale medicamentului se numesc medicamente orfane, adică sunt medicamente pentru care companiile farmaceutice nu fac foarte multe eforturi pentru că nu merită, nu sunt medicamente care să aducă bani. Le dai la 2-10 pacienți dintr-o țară sau din lumea asta. Dar multe dintre ele se obțin foarte greu. Din păcate, niciuna din bolile rare sau nu se vindecă. Pacienții trăiesc cu ele o viață întreagă, uneori au nevoie de aceste medicamente o viață întreagă. Și felul în care se administrează este complicat. Fiecare țară a încercat să găsească soluții pentru această administrare. Fie se administrează în centre, cum este centrul nostru, dar asta înseamnă cheltuieli foarte mari pentru spital. Pentru a veni în sprijinul acestor pacienți, specialiștii de la nivelul Uniunii Europene au creat rețele de boli rare pentru a urmări în timp real progresele privind metodele de îngrijire și tratament. Rostul acestor rețele este, pe de o parte, să facă ca bolile rare să devină mai vizibile, să creeze un fel de căi pentru pacienți care să ajungă mai repede în centrele care au astfel de experiențe, să unifice în măsura în care se poate practica clinică, adică un pacient care are lupus în Franța să fie la fel tratat cu un pacient care are lupus în România, în măsura în care lucrul acesta este posibil. Să facă ca unele medicamente complicate pentru aceste boli să ajungă la pacienții cu boli rare. Deci s-au făcut progrese din punct de vedere administrativ. Există tot în cadrul acestor rețele tendința de a face registre pentru bolile rare, adică să avem evidențe ale acestor pacienți. Există posibilitatea de a comunica pe platforme cazurile clinice rare și să intre pe colegii tăi din alte centre din străinătate dacă au mai văzut așa ceva, care-i părerea lor și ce ar face mai departe. Lucru extrem de important. La nivelul Uniunii Europene, specialiști estimează că aproximativ 6% din populație, adică circa 30 de milioane de oameni, au fost, sunt sau vor fi afectați într-un anumit moment al vieții de o boală rară. În România vorbim despre circa 1.300.000 de persoane afectate, dar cele mai multe nu au încă diagnosticul corect sau complet și nici nu beneficiază de tratament și îngrijire adecvată. Peste 100 de oameni au murit în Statele Unite după ce zeci de tornade au dezlănțuit iadul în 6 state americane. Autoritățile locale se tem că bilanțul ar putea fi și mai dramatic, deoarece salvatorii încă nu au reușit să ajungă la toți cei care au avut de suferit. Președintele Joe Biden le-a transmis celor afectați că guvernul federal va aloca de urgență resursele financiare necesare pentru refacerea tuturor caselor distruse și pentru repunerea în funcțiune a utilităților. Peste 30 de tornade au lovit zona central-sudică a Statelor Unite. Situația cea mai gravă este în statul Kentucky. Acolo autoritățile au declarat stare de urgență. Imagini filmate din dron arată ravagile lăsate în urmă de natura dezlănțuită. This event is the worst, most devastating, most deadly tornado event in Kentucky's history. I believe that by the end of today or tomorrow, we will be north of at least 70 lives lost here in Kentucky. I think we will have lost more than 100 people, and I think it could rise significantly in those numbers. Vremea extremă a dus dezastru și în Illinois. 6 oameni au murit după ce acoperișul unui depozit al companiei Amazon s-a prăbușit peste ei. Alte 4 persoane au fost răpuse de tornade în Tennessee, 2 în Arkansas și cel puțin una în Missouri. The damages
is worse than some of the stuff I've seen in war pictures. So it's pretty intense. I am totally appalled. The courthouse, the hospital, I mean, everything, the churches. It's just unimaginable. I cannot believe it. Liderul de la Casa Albă a transmis oamenilor că guvernul federal va aloca de urgență resurse. This is likely to be one of the largest tornado outbreaks in our history, and we still don't know how many lives are lost or the full extent of the damage. But I want to emphasize what I told all the governors. The federal government will do everything, everything it can possibly do to help. De timp, Europa se confruntă și ea cu un episod de vreme rea. Ministrul român al afacerilor externe a emis atenționări de călătorie pentru conaționalii care se află în Grecia și Serbia. Un cățel din rasa Teckel și un alt câine robot numit Spot se fugăresc și se joacă. Deși pare o imagine mai degrabă amuzantă, scena ar putea deveni o normalitate în viitor. Companiile care construiesc astfel de câini roboți spun că aceștia vor fi utilizați doar în anumite zone, precum operațiunile de salvare în medii periculoase pentru oameni. Recent însă opinia publică a fost șocată după ce mai multe patrupede robot au fost echipate cu focuri. Hey, specialiștii sunt convinși că atunci când costul acestora va scădea și se vor putea baza din ce în ce mai mult pe inteligența artificială, vom putea vedea câini roboți care vor însoți persoanele pe stradă. Aceasta a fost a doua oră de Focus la Prima Oră. În câteva minute revenim la Nouă Fix. Stați cu noi! Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Este ora 9, iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. O femeie din Galați a găsit în beciul casei sale trupul unui bărbat dat dispărut în urmă cu 2 săptămâni. Acesta avea ambele picioare fracturate. Este așteptat rezultatul autopsiei pentru a afla cu exactitate cauza morții. Caz șocant în Tulcea, un copil de 13 ani a fost împușcat din greșeală de un polițist în timpul unei urmăriri în trafic. Băiatul și-a dat seama abia acasă că este rănit și a fost dus de urgență la spital. Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe localități de pe Valea Prahovei. Oamenii au fost nevoiți să își părăsească locuințele din cauza apelor care curgeau pe versanți. În Sinaia s-au produs mai multe alunecări de teren. Și noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron. 4 sportivi care s-au întors din Africa de Sud și un bărbat venit de curând din Nigeria au fost depistați pozitiv. În total sunt 8 români infectați cu noua mutație a virusului. Incendiu puternic în această noapte la primăria localității argeșene, Beleț-Negrești. Din primele informații, se pare că focul ar fi fost pus intenționat. Alarma a fost dată în jurul orei 3. Intervenția pompierilor a fost una dificilă, deoarece hidrantul se afla la o distanță de câțiva kilometri. Incendiul s-a manifestat violent la etajul 1 al instituției, dar și la acoperișul acesteia. Flăcările s-au extins și la o magazie de lemne, dar și la o altă anexă, unde era depozitat arhiva primăriei. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. Incendiu și în municipiul Botoșan în această dimineață la o autoutilitară parcată pe o stradă din oraș. Flăcările, care depășeau 4 metri în înălțime, au distrus complet 2 mașini și au avariat parțial o a treia. Reprezentanții sub Botoșan spun că exista pericolul de propagare și la alte autoturisme parcate în zonă. La fața locului au ajuns de urgență 2 echipaje de pompieri cu 2 autospeciale cu apă și spumă. Moarte suspectă într-o comună din Galați, un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost găsit mort în beciul unei case. La două săptămâni, după ce fratele său anunțase dispariția acestuia. O femeie, proprietara casei, a fost cea care a făcut descoperirea macabră și a alertat poliția. Bărbatul avea ambele picioare fracturate, iar acum se așteaptă rezultate autopsiei pentru a se afla cauza exactă a decesului. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Un copil de doar 13 ani a fost la un pas de moarte după ce un glonț tras de un polițist s-a ricoșat și l-a lovit. Incendiul a avut loc în comuna tulceană Turcoaia, în timp ce oamenii legii urmăreau un șofer băut și fără permis. Polițistul a tras în total 10 gloanțe, iar unul dintre ele l-a nimerit pe suspect în gleznă, iar altul a ricoșat din asfalt și l-a lovit pe băiat. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Trage foc de armă! Poliția! Trage, bă! Poliția trage după rale! Polițiștii au tras focuri de avertisment în aer, dar și în direcția fugarului, după ce bărbatul de 27 de ani a refuzat să oprească la filtrul polițiștilor. Uite poliția! Filmi, bă! Filmi, bă! Trage! Nu l-a prins! Trage, auzi! Unul din polițiști a efectuat foc de avertisment în plan vertical și ulterior asupra persoanei în cauză, provocându-i leziuni la nivelul
gleznei unui membru inferior. Unul din gloanțe ar fi ricoșat, lovind un băiat de 13 ani. Șoferul a fost preluat de o ambulanță și transportat la unitatea de primire urgențe de la Brăila. Este vorba de un tânăr de 27 de ani, prezentând plăgi împușcate la nivelul gambei și coapsei. Ținând cont de patologia traumatică asociată, a fost trimis la ortopedie, la corpul B al spitalului nostru, unde a fost internat și urmează a fi operat. Nimeni nu știa de victima colaterală, copilul nimerit în coapsă lângă abdomen de un glonț ricoșat dintr-un stâlp. S-a aflat mai târziu. Era stare bună, nici nu știa că a trecut glonț pe piciorul lui. S-a dus acasă, s-a dezbrăcat, bine n-a intrat în femur. Abia atunci tatăl copilului a realizat că e o plagă împușcată și a sunat la 112. O ambulanță l-a transportat la spitalul din Galați, unde primește îngrijiri medicale. O plagă prin împușcare la nivelul abdomenului. După investigațiile din urgență, s-a decis transferul în sala de operație, s-a intervenit chirurgical și s-a extras glonțul, care perforase și o porțiune a colonului. Bărbatul fugar a mai fost cercetat pentru conducere fără permis. Când a fost capturat, avea o concentrație de 0,37 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Dacă vă duceți la biserică să vă liniștiți sufletește, s-ar putea să plecați mai mâhniți față de cum ați venit. Cine i-a supărat pe enuriașii care au venit să se închine la racla cu moaștele Sfântului Spiridon din capitală? Aflăm în scurt timp la Focus, la prima oră. Mai multe gospodării din orașul Azuga au fost inundate după ce un pârâu s-a umflat din cauza ploilor abundente din weekendul trecut. Mai mulți oameni au fost evacuați, iar pompierii au intervenit pentru a scoate apa din case. Colega noastră Alina Cichi este acum în Azuga și ne poate spune mai multe. Sunt stranii evenimentele meteo pe care le experimentăm în plină iarnă, iar veștile sunt îngrozitoare pentru localnicii din Azuga. Mai multe case și gospodării au fost inundate după ce pârâul din zonă s-a umflat din cauza ploilor abundente care au căzut în ultima perioadă. În această zonă, precipitațiile au atins chiar și 50 de litri pe metrul pătrat în 24 de ore, pentru că digurile nu au mai făcut față acestor cantități de apă, de aceea s-a produs această nenorocire. Imaginile sunt elocvente și dezolante. Oamenii au fost nevoiți să își părăsească locuințele, iar pompierii au intervenit prin a evacua apa din case. În momentul de față se mai acționează doar pe o stradă care este mai avariată, iar codul portocaliu nu mai este în vigoare în momentul acesta, deși mai cad precipitații chiar și la această oră. Avem promisiuni din partea autorităților că se vor efectua lucrări de consolidare în această zonă. Cam atât de aici. La revedere! Lux și opulență, dar la pachet cu bălți și gropi. Ca în urmă cu 100 de ani, cam așa trăiesc în sectorul 21 cei care locuiesc în cartierele din nordul Bucureștiului, capitala europeană. În loc de șosele ca în palmă, oamenii cu bani trebuie să-și conducă bolizii de sute de mii de euro prin noroaie. Deși nu a plouat ca pe Valea Prahovei, oamenii spun că se confruntă cu aceste probleme de mai mulți ani, iar situația nu pare că se va îmbunătăți prea curând. Cam așa se circulă pe multe dintre străzile din cartierul aviației din nordul capitalei. Atunci când plouă, cei care locuiesc aici cu greu răzbat pe străzile transformate în râuri. De 6 ani, la fiecare ploaie mai puternică, așa cum a fost în ultimele zile, strada avionului din capitală se transformă într-o adevărată mlaștină. Neasfaltată, oamenii sunt nevoiți să treacă prin noroi și prin apă pentru a ajunge acasă. Asta e ce-i prima oară. Nu știu de ce vă mirați, că mie nu mi se pare ceva anormal. Or să se repare, că noi fi, mai bătrân, așa că acum sunt un pic tânăr. Bălțile și noroaiele sunt peste tot. Asfalt nu există, iar la trotuare nu s-au gândit cei care au ridicat clădirile. Stau aici în locurile astea și am fost și eu la mănăstire. Și uitați cum se trece aici pe la noi. Trec mașinile astea mari cu mult... cu molos de ăsta ce trec, fac grop și uitați, rămâne așa. Dacă la pas oamenii mai pot ocoli gropile, șoferii însă nu. Aceasta este granița dintre sectorul 2 și sectorul 1 al capitalei. Orice șofer care vrea să circule pe strada Balonului din cartierul aviației trebuie mai întâi să treacă de această baltă. Când nu plouă, vedeți aici, sunt tot felul de cratere. Este foarte complicat, dar să nu zic imposibil, de a veni din partea aceea aici.
Locuitorii spun că, deși s-au făcut sesizări la primărie, nimeni nu a venit să asfalteze strada. Au primit, în schimb, promisiuni. Mai pun din când în când, am văzut că mai pun niște pietriși. Da, cam atât. Știu că aici e un șantier, se va construi ceva, dacă vă duceți în partea cealaltă veți vedea. Și de aici încolo sperăm la mai bine. Nu este singurul cartier din București care, la o ploaie mai puternică, se transformă în lac. De ani de zile, oamenii care locuiesc în drumul taberei sau în militari s-au obișnuit cu ideea că trebuie să-și găsească un alt traseu pentru a ajunge acasă. Asta dacă nu vor să meargă prin roaie de jumătate de metru. Și-a găsit sfârșitul în apele înghețate ale râului Dâmbovița. Un bărbat de 35 de ani a murit după ce a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive și a plonjat în apă. Ajuns imediat la fața locului, cadrele medicale au încercat minute bune să îl resusciteze. Din păcate, acesta a decedat. Mai mulți pompieri și scafandri au ajuns de urgență pe malul Dâmboviței în zona podului Ciurel. Intervenția a fost dificilă de la început, de la lansarea bărcii la apă, că e înălțimea foarte mare față de Albia și terenul abrupt. Am ajuns la mașină, mașina, cum v-a spus și colegul nostru, era pe plafon în apă, cu greu am deschis ușile de la mașină. Ne-am dat seama că există o persoană, cel puțin o persoană în mașină. Între timp au venit și colegii de la scafandri, persoana respectivă era prinsă în centuri, am tăiat centurile, am scos-o. Bărbatul era inconștient în momentul în care a fost găsit de pompieri. Din estimările noastre a stat mai mult de 10 minute bărbatul în apă. Și poziția în care a fost mașina, în care s-a oprit mașina după accident a fost dificilă. Mașina era căzută pe plafon, cu roțile în sus. La manevrele de resuscitare nu am observat leziuni care apar în asemenea accidente. E posibil să fie avut și leziune, a căzut de la o înălțime destul de mare mașină. După 45 de minute, timp în care a fost resuscitat, șoferul a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din Capitală. La ora 12 și 5 minute a murit în urma unui stop cardiorespirator. Nimeni nu-și poate explica cum de a sărit de pe pod direct în apă. Celebrul PCR de pe vremea comuniștilor funcționează fără nicio problemă și la 3 decenii de la Revoluție. S-a adaptat perfect democrației de pe malurile dâmbovițene. Acum pilele, cunoștințele și relațiile sunt de bun augur chiar și la biserică. Mara Niculescu Mizil, soția lui Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5, a sărit peste coada de zeci de noriași care așteptau să se închine la racla cu moaștele Sfântului Spiridon. Dar cum s-a întâmplat totul aflăm din reportajul colegei noastre, Ana Maria Maxim. Femeia îmbrăcată în palton negru este nimeni alta decât Oana Niculescu Mizil, soția lui Marian Vanghelie. Nu a stat nicio secundă la coada întinsă pe zeci de metri, la oaltă cu ceilalți credincioși. În curtea bisericii Sfântul Spiridon Vechi a ajuns pe o intrare separată și imediat a fost întâmpinată de un preot care a deschis calea până la moaște. În momentul în care a observat că filmăm, preotul s-a așezat în fața camerei. Ce doriți să filmați? Cum se închină lumea la... Se închină, da... Măcar întrebați, dar nu stați la vânat. Da, nu stați la vânat. Dumneavoastră unde stați acolo, asta înseamnă că stați pe iarbă și aceea costă. Stați unde sunteți de stat, aici. Nemulțumirea preotului a continuat. Mulți ani. Ce se întâmplă aici? Vă rog eu frumos, vedeți afară că aici nu se întâmplă nimic. Zi mare, ziua Sfântului Spiridon. Afară am găsit credincioși care așteptau răbdători la coadă, oameni simpli și fără privilegii. Unii dintre ei în vârstă sau greu încercați de problemele de sănătate. Acum 4 zile, la ora asta, eram într-o operație pentru scoaterea unui tumor la creier. Și acum am venit să mulțumesc Sfântului Spiridon, la care am fost în pelerinaj în Grecia astă vară, rugându-l să mă ajute. Și acum sunt pe picioarele mele să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să mă rog pentru medicii care m-au ajutat și pentru sfinții la care am fost în pelerinaj în Grecia, să le mulțumesc și lor că au fost alături de mine în sala de operație. Sfântul Spiridon este cunoscut drept grabnic, făcător de minuni și tămăduitor de bolnavi. A făcut foarte multe minuni și în viață și după, dar trebuie să te mai și rogi și să ai tu o trimitere, o pătrundere sufletească, să fii cu multă milă, cu iubire pentru cei din jur, pentru tine. Cei mai mulți dintre credincioșii veniți la hram au respectat regulile de protecție sanitară și au purtat mască. Excepțiile au fost puține. Am vorbit și eu cu doamna și da, și n-am mai dat, mai dau, mai pun, mai dau și jos.
Încă 5 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate în România. 4 au fost descoperite la jucătorii echipei de rugby care s-a întors din Africa de Sud, iar cel de-al 5-lea la un bărbat din Maramureș care s-a întors de curând din Nigeria. În total, 8 români s-au îmbolnăvit infectați, fiind cu mutația care provine din Africa de Sud. Deși numărul de infectări cu această nouă variantă crește, măsurile sanitare vor fi extrem de relaxate în perioada sărbătorilor. Mai mult de astăzi, elevii merg la școală fără testul negativ aferent, pentru că primul lot de teste de salivă s-a terminat. 4 dintre cei 5 oameni infectați cu tulpina Omicron sunt vaccinați. Toți însă se află în izolare la domiciliu și au forme foarte ușoare de boală. La nivel național au fost înregistrate 8 cazuri de infectare cu varianta nouă care provine din Africa de Sud. Cu toate acestea, autoritățile au relaxat măsurile. Și mai grav este faptul că testele de salivă nu au ajuns în școli în condițiile în care luni ar trebui să înceapă testarea elevilor. Iată cum după primul pas, după prima săptămână, după prima tentativă de a trimite aceste teste în școli, Ministerul Învățământului iarăși a dat greș. Din păcate, trebuiau să se asigure cu aceste teste pentru cel puțin o lună de zile, să lucreze anticipat, pentru că știm de aproape 2 luni de zile că aceste teste va fi nevoie de ele în unitățile de învățământ. Testele care ar fi trebuit să ajungă de câteva zile bune în școli încă se află în depozit. În aceste cutii sunt peste 2 milioane de astfel de teste pe care este evident că elevii nu le vor folosi. Autoritățile au refuzat livrarea și astfel s-a ajuns în punctul în care școala începe fără testare. IGSO a reziliat contractul cu firma care trebuia să livreze testele de salivă cu doar câteva zile înainte de începerea școlii. Acum se pare că Ministerul Educației a găsit o nouă soluție. Având în vedere traseul acestora, ISJ Unitate Școlară, dirigenți beneficiari, este foarte puțin probabilă testarea în cursul zilei, a declarat un reprezentant al Ministerului Educației. Copiii vor merge la școală fără testare, ceea ce nu este în regulă dacă vrem să păstrăm, să spunem, acest echivalent al sănătății de a ne măcar pretesta. Chiar dacă aceste teste nu sunt 100% sigure și am observat din această săptămână că au dat multe erori. Săptămâna trecută au fost făcute peste 5 milioane de teste de salivă în școli, iar 86 au ieșit pozitive. Dintre acestea, doar 16 au fost confirmate și de testele PCR. 9 milioane de teste rapide de salivă vor fi trimise astăzi în toate școlile din țară, după ce unul dintre cei 3 participanți la licitație ar fi fost de acord să facă livrarea cu o săptămână mai devreme. Ministerul Educației și grupul de comunicare strategică au precizat că testarea elevilor și a preșcolarilor nu se mai face luni și joi, ca până acum, ci marți și vineri. Miercurea trecută, Ministerul Educației a avertizat că unitățile de învățământ au rămas fără teste pentru această săptămână. A doua zi, Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că unii furnizori nu au respectat contractele. 6,5 milioane de teste antigen rapide pe bază de salivă sunt necesare săptămânal în școlile din România. Trecem la datele despre vreme acum. Roxana. Bună dimineața, Roxana. Bună dimineața. Vremea mohorâtă continuă, însă zâmbetul e senin, nu? Încălzim noi atmosfera. Da, se răcește în toată țara, la munte continuă să ningă, în București sunt așteptate ploi slabe, atât astăzi cât și în zilele următoare, dar haideți să vă spun mai multe. Te rugăm. Te rugăm. Așadar, la noi în țară, astăzi se răcește simțitor în sud-est și centru. Sunt așteptate ploi slabe în sudul și sud-estul țării, iar în restul teritoriului sunt anunțate ninsori. Izolat ar putea să se formeze polei. Vântul se va intensifica temporar în Moldova, Dobrogea și în estul Munteniei, iar maximele vor fi cuprinse între 0 și 11 grade. Marți va fi mohorât, pe arii restrânse vor predomina ninsorile în nord-est și parțial în centru. În sudul țării va ploua, iar la munte vor fi ninsori. Se mențin izolat condițiile de polei. Vântul o să prindă putere pe litoral, dar și în regiunile estice și sud-estice. Acolo însă va avea intensități mai mici. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 2 și 7 grade. Și în capitală mai scade temperatura și vremea rămâne închisă. Temporar este posibil să plouă slab, iar maxima ar putea ajunge la 6-7 grade. Marți așteptăm ploi în prima parte a zilei. Vântul o să bată slab până la moderat și maxima ar putea urca până la 6 grade. Iar miercuri, trecător, vom avea parte de precipitații slabe cantitativ, cel mai probabil în a doua parte a zilei. Iar dimineața și seara o să apară ceața. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade. La munte, dacă până acum am avut maxime peste normalul perioadei, astăzi se răcește. Atmosfera va fi închisă și vântul va deveni activ pe creste. La Sinaia, Predeal și Stâna de Vale o să ningă, în timp ce la Păltiniș va fi lapoviță. Acestea au fost informațiile despre vreme. Vă aștept și diseară la Focus 18. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Irina, Daniel, înapoi la voi. Mulțumim tare mult! Roxana!
Concursul Miss Universe a adunat și anul acesta pe scenă cele mai frumoase femei din lume. Cine este marea câștigătoare află imediat după publicitatea la Focus la prima oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expresă a zilei. Exploatările clasice de cărbune sunt pe cale de a fi închise definitiv la nivel global. 7 dintre cele mai mari economii ale lumii s-au pus de acord să oprească finanțarea proiectelor energetice pe bază de exploatare a cărbunelui până la finalul acestui an. Este o încercare de a întrerupe sprijinul pentru exploatarea combustibililor fosili și pentru a atinge țintele globale legate de criza climatică. Alchimiștii moderni transformă dioxidul de carbon din aer în diamante. Fiecare carat ajută la îndepărtarea a 20 de tone de gaze cu efect de seră, spun antreprenorii. În condiții naturale, poate dura până la 1 miliard de ani pentru a extrage diamantele formate în roci. Prin noul proces, în curs de brevetare, un lot de diamante va putea fi produs în laborator în doar 4 săptămâni. Revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. O femeie din Galați a găsit în beciul casei sale trupul unui bărbat dat dispărut în urmă cu 2 săptămâni. Acesta avea ambele picioare fracturate. Este așteptat rezultatul autopsiei pentru a se afla cu exactitate cauza morții. Caz șocant la Tulcea, un copil de 13 ani a fost împușcat din greșeală de un polițist în timpul unei urmăriri în trafic. Băiatul și-a dat seama abia acasă că este rănit și a fost dus de urgență la spital. Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe localități de pe Valea Prahovei. Oamenii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza apelor care curgeau de pe versanți. În Sinaia s-au produs mai multe alunecări de teren. Și noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron. 4 sportivi care s-au întors din Africa de Sud și un bărbat venit de curând din Nigeria au fost depistați pozitiv. În total sunt 8 români infectați cu noua mutație a virusului. Mișcările din ultimii ani, preluările și fuziunile din industria auto au creat superholdinguri care dețin mai multe branduri auto. Este și cazul grupului Stellantis, gigantul olandez în ale cărui fabrici lucrează peste 300.000 de angajați. Luci Popa și Dan Scarlat, colegii noștri de la emisiunea Coloana de Direcție, vor trece în revistă câteva dintre noutățile acestui gigant auto. Astăzi, la Focus la prima oră și în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9:30, noi vă prezentăm cele mai noi știri auto. Eu, ca de obicei, sunt Luci Popa, alături de mine este, ca de obicei, Dan Scarlat, care îngheață săracul de frig. Deși stă... Nu, că Luci este foarte cald, de-aia și dansa mai devreme pe muzica care se aude de la un târg de Crăciun, pe care am tras noi aici, ca să vă spunem știrile din portbagaj. Și apropo de știri, ce avem astăzi, Dan? Astăzi avem o știre despre o parte a mașinilor din gama grupului Stellantis. Nici nu știu cum să spun, că statea mărci acolo, în acest grup, încât... E un sindicat al mărcii. E un sindicat al mărcii. E bine, partea care ține de mașinile electrice ale grupului PSA și Opel. Păi nu, PSA care are și Opel. Postul PSA plus Opel. Care e tot PSA. Care e tot Stellantis. Stellantis pare un nume de trupă din asta techno. Știi, acum avem Light My Fire by Stellantis. Stellantis. Așa, înapoi de la discotecă. Deci, modelele electrice PSA și Opel, Peugeot, Citroen, DS și Opel, care... Ce să vezi, toate folosesc același sistem motopropulsor, să-i spunem așa, și aceeași baterie, același pachet de baterii, respectiv un motor de 100 de kW, 136 de cai putere și un pachet de baterie de 50 de kW, toate, indiferent că e vorba de Opel, DS, v-am spus, sau chiar și de vehicule utilitare din cadrul grupului, vor primi un boost de o creștere a autonomiei. Acest lucru... Acest lucru se va face prin optimizarea anvelopelor, transmisiei și a pompelor de căldură. Dar înainte de a explica fiecare pas în parte, trebuie spus că anumiți producători precum Tesla sau grupul Volkswagen updatează autonomiile pe bază de software. Fac update-uri de software over the air, adică wireless, prin conexiunea la internet, ca la telefon, exact, și măresc autonomia. În schimb, grupul Stellantis, sau mă rog, o parte a grupului Stellantis, a realizat aceste modificări, optimizând anvelopele. Au pus anvelope cu rezistență redusă la înaintare, au optimizat transmisia, adică avem mai multe pierderi parazite
în transmisie și, foarte important, pompa de căldură. Ce trebuie să știți? Pompa de căldură este un sistem de aer condiționat care rulează invers. Majoritatea mașinilor electrice oferă în standard sau opțional acest sistem de pompă de căldură, însă, țineți minte, orice instalație de aer condiționat este și pompă de căldură. Și dacă producătorii cer bani în plus pentru așa ceva, pot spune că sunt puțin zgârciți și că vor să-ți ia banii, pentru că modificarea unei instalații de aer condiționat, să o faci pompă de căldură, nu este foarte greu. Însă cei de la Stellantis au optimizat și acest lucru și astfel poți avea cu până la 25 de km mai multă autonomie în ciclu combinat VLTP pentru modelele E208, Corsa E, Mokka E, Citroen DS3 E-Tense, Crossback E-Tense. Ce este interesant este că cea mai mare creștere a autonomiei, de fapt, și se datorează acestei modificări a pompei de căldură, are loc în utilizarea pe temperatură scăzută. La 0 grade. Grade. Deci 40 de km. Și asta este marele câștig al acestui update, să zicem așa. Sunt 40 de km în plus și în condițiile în care autonomia nu este o autonomie, adică nu vorbim de o autonomie care oricum, să zic, are 500 de km. Și autonomiile se învârt. De exemplu, în cazul lui Mokka E, autonomia trece de la 322 la 338 de km în ciclu absolut obișnuit. Da. Modelele în funcție de gabarit, în funcție de masă, au autonomie undeva de 330 și 362 de km. Și trebuie spus că această autonomie scade cu până la 40%, poate scădea la temperaturi negative, iar această creștere de 40 de km se va simți cel mai bine și cel mai mult în cazul acestor mașini, în acest moment. Fiți cu ochii pe Stellantis, urmează să lanseze un nou hit Techno și mașini cu autonomie mai mare din punct de vedere electric. Și fiți cu ochii și pe noi în fiecare zi de dimineață, de la ora 9:30 și, bineînțeles, sâmbăta la Prima TV de la ora 12 la emisiunea Coloana de Direcție. Ei bine, este timpul pentru a afla cele mai importante știri economice. Adriana, bună dimineața! Bine v-am găsit, vă salut! Ce ne vorbim despre astăzi? Prețuri, despre scumpiri, despre inflație, v-ați săturat? Cred că n-avem încotro. N-avem încotro, ne adaptăm. În America avem cea mai mare inflație din ultimii 39 de ani. În noiembrie a crescut cu aproape 7% față de aceeași lună anului trecut. Da. Scumpiri la energie, scumpiri la benzină, iată, avem scumpiri de aproape 60%. Scumpiri la alimente. Și noi o să avem din ianuarie, nu? Cam anunțat, accizele se schimbă. Tot ce spui. Ne interesează ce se întâmplă în America și care vor fi efectele, în ce măsură le vom simți și noi, poate mai mult decât le simțim deja. Și ușor, ușor ne mutăm și în online, pentru că și oamenii și-au mutat munca acolo, nu și noi. Oamenii muncesc de acasă și s-au gândit, dom'le, dacă tot sunt acasă, am grijă de copil, de familie, de pisică, de cățel, de ce nu aș munci și aș face cursuri în online, de exemplu? Și ce consultanță, fac, coaching. Care sunt cele mai bune domenii pentru a face lucrurile acesta? Cum poți câștiga bani din rețelele sociale? Cristian Chinabirta, consultant în marketing digital, vine la Profit News. Vrem să știm, de exemplu, cum poți face bani din Facebook. Legal, din YouTube, da? Cum poți monetiza? Exact. Legal. Plătești impozit, îți declari veniturile. Cine sunt influencerii? Cum poți deveni influencer? Câți bani poți face dacă ești influencer și cum? Și cât stăm în online? Ne interesează și asta, care sunt riscurile. Bun, muncim de acasă, trăim în online, facem cursuri, ținem coaching în online, muncim acolo pe YouTube, facem podcasturi, creăm conținut, dar în momentul în care stăm, nu știu, 8 ore, 10 ore sau mai mult de atât, care sunt riscurile? Pentru că se vorbește și despre burnout digital. Ce înseamnă asta? Bun, facem bani, îi declarăm la stat, dar vine la pachet și cu niște riscuri sau da, cu un pericol cumva, mare? E de văzut care sunt plusurile și care sunt minusurile acestei povești. Vă aștept la ora 10 pe Profit News. Mersi și eu. Cel puțin 3 oameni au murit și 6 sunt dați dispăruți după ce mai multe clădiri din orașul sicilian Ravanusa s-au prăbușit în urma unei deflagrații. Se pare că totul s-ar fi întâmplat din cauza acumulărilor de gaze care au provocat o explozie de proporții. Deflagrația care a distrus 3 case și a deteriorat o alta a fost urmată și de un incendiu puternic. Mai mult de 250 de salvatori, inclusiv voluntari din Protecția Civilă, au sosit de urgență la locul exploziei.
Un cățel din rasa Tackle și un alt câine robot numit Spot se fugăresc și se joacă. Deși pare o imagine mai degrabă amuzantă, scena ar putea deveni o normalitate în viitor. Companiile care construiesc astfel de câini robot spun că aceștia vor fi utilizați doar în anumite zone, precum operațiunile de salvare în medii periculoase pentru oameni. Recent însă opinia publică a fost șocată după ce mai multe patrupede robot au fost echipate cu arme de foc. Specialiștii sunt convinși că atunci când costul acestora va scădea și se vor putea baza din ce în ce mai mult pe inteligența artificială, vom putea vedea câini roboți care vor însoți persoane pe stradă. Mai mult de 100 de oameni au murit în Statele Unite după ce zeci de tornade s-au dezlănțuit în 6 state americane. Autoritățile locale se tem că bilanțul ar putea fi și mai dramatic, deoarece salvatorii încă nu au reușit să ajungă la toți cei care au avut de suferit. Președintele Joe Biden le-a transmis celor afectați că guvernul federal va aloca de urgență resursele financiare necesare pentru refacerea tuturor caselor distruse și pentru repunerea în funcțiune a utilităților. Peste 30 de tornade au lovit zona central-sudică a Statelor Unite. Situația cea mai gravă este în statul Kentucky. Acolo autoritățile au declarat stare de urgență. Imagini filmate din dron arată ravagile lăsate în urmă de natura dezlănțuită. This event is the worst, most devastating, most deadly tornado event in Kentucky's history. I believe that by the end of today or tomorrow, we will be north of at least 70 lives lost here in Kentucky. I think we will have lost more than 100 people, and I think it could rise significantly in those numbers. Vremea extremă a dus dezastru și în Illinois. 6 oameni au murit după ce acoperișul unui depozit al companiei Amazon s-a prăbușit peste ei. Alte 4 persoane au fost răpuse de tornade în Tennessee, 2 în Arkansas și cel puțin una în Missouri. The damages is worse than some of the stuff I've seen in war pictures, so it's pretty intense. I am totally appalled. The courthouse, the hospital, I mean everything, the churches. It's just unimaginable. I cannot believe it. Liderul de la Casa Albă a transmis oamenilor că guvernul federal va aloca de urgență resurse. This is likely to be one of the largest tornado outbreaks in our history, and we still don't know how many lives are lost or the full extent of the damage. But I want to emphasize what I told all the governors. The federal government will do everything it can possibly do to help. Pe timp, Europa se confruntă și ea cu un episod de vreme rea. Ministrul român al afacerilor externe a emis atenționări de călătorie pentru conaționalii care se află în Grecia și Serbia. Miss India Harna Sandu a câștigat titlul de Miss Universe 2. Aceasta a fost ultima oră de Focus la Prima Oră. Mai sunt doar 12 zile până la Crăciun. Așa că te invităm să începi cu zâmbetul pe buze fiecare zi. Un zâmbet adus de colegele noastre Ioana, Giulia și Gabriela de la ora 15 la Hai cu Fetele. Iar de la ora 20 intră în competiție și alege rețeta națională. Pe noi ne puteți găsi și pe Facebook Focus la Prima Oră, pe WhatsApp și Telegram la numărul 0720111199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Ne puteți urmări și pe primaplay.ro, platforma noastră de conținut digital. Mâine dimineață ne vedem din nou la 7. La revedere. O zi bună. We'll be right back.